3, 2, 1 și baftă! Pro TV! Bună ziua! Salutare, sunt Alexandru Arnăutu, Vraciu. Zilele acestea am vorbit despre top 10, un top 10 al meu, al formației Iris, top 10 albume Iris. Astăzi vom discuta despre topul 10 albume formații Holograph, al trupei Holograph. Un mic disclaimer la început, bineînțeles, acest top este al meu. Dacă topul dumneavoastră al albumelor Holograph nu coincide cu al meu, e foarte ok, putem să discutăm despre asta, e vorba, să intrăm în conversație. Aștept comentariile voastre la acest clip. Sunt foarte curios să aflu care este topul vostru, 10 albume Holograph. Ok, ca și formația Iris, Compact, Phoenix, sunt trupele cu care eu am copilărit prin anii 90, îmi plac foarte mult. Veți auzi din nou hashtag foarte mult, foarte mult, foarte mult și în acest clip, ca și în celelalte două cu topul 10 Iris. Ok, ultimele albume, ce vreau să vă zic înainte de a începe acest top, topul propriu-zis, ultimele albume ale formației Holograph nu prea le-am ascultat, adică mă refer la Taina, Love Affair, pur și simplu, albume și, repet, nu best-of-uri sau live-uri, doar albumele pe care le-au scos băieții. Nu prea le-am ascultat pentru că zic că s-au depărtat puțin de la hard rock-ul anilor 80-90 în aceste ultime albume. Sunt mai comerciale, mai pentru publicul feminin, sunt melodii foarte ok, îmi plac în continuare, dar nu la fel de mult ca și ca holograful cu care am crescut, cel mai holograful mai rock. Bun, pe locul 10, Love Affair. Nu le dețin albumele astea în colecție. Love Affair, de ce piese pe acest album, Roa dimineții, ok. Dacă noi ne iubim, bineînțeles, Dacă noi ne iubim, piese pe care le puteți asculta, abonesc, la foarte multe nunți, face playlist, adică face parte din playlistul unei nunți, Dacă noi ne iubim, Așa cum sunt, Cât de departe, iarăși piesă pentru nuntă, Cât de departe. Ok, n-a așteptat foarte mult pe albumul ăsta Love Affair, poziția 10, pentru că, na, iau destul de multe albume, cei de la Holograph au 11 albume. Locul 10, Love Affair. Locul 9, Taina, din 2006. Dragostea e nebună, e o melodie catchy, o melodie ok. Și băieții plâng asta, nu? Asta e melodie pentru radio. Așa frumoasă, Doar o viață nu mi-ajunge să iubesc, Taina mea. Melodie de pe aceste, de la albumele, de la capătul, cum să zic eu, de la fundul clasamentului, sunt, cred că pot fi cântate lejer într-o nuntă, la o nuntă, știi, ca și playlist pentru o formație care cântă la nunți. Așa că, baftă, Dragostea e nebună, ok. Locul 8, pur și simplu, 2003, Știu cine sunt, Suflet pereche. N-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine, bineînțeles, fără ea n-am știut, melodii de suflet, melodii liniștite, cu minți, într-o manieră caldă și frumoasă, acum, fără a fi ironic, Dan Bittman are o voce foarte caldă și seamănă mai mult decât Cristi Minculescu, mai ales pe melodiile, pe balade, cu vocea lui David Coverdale. Urcăm la, pe locul 7, Holografica. Este un album din anul 2000, un album pe care l-am ascultat și un album care îmi place. Mi se pare ultimul album Holograph ok, dacă ești a metalhead, dacă ești rocker, mai, un rocker mai serios, așa. Holograph 2000, un album bun, pop-rock, Am rămas doar noi, este melodia Ești tot ce mai am, refăcută puțin, remasterizată de pe Holograph, banii vorbesc, au reluat-o, au făcut-o aici, Am rămas doar noi, se numește piesa. Sunt un balcanic, e o melodie rock, ok, Romeo și Julieta, Să nu mie niciodată dragostea, iarăși melodie pentru nuntă. Vine vineri, Inima mea nu e întreagă dacă nu ești tu, o melodie pe care o cântă împreună cu Mircea Baniciu și îmi place, iarăși, hashtag, foarte mult. Vine Ozzy Osbourne, o melodie deprimantă, de plâns, lentă. Trecem la locul 6, Supersonic, 1998, îl am, caseta, uitați, așa arată, cu domnul Judas Priest pe copertă.
Este un album bun, este un album reușit Holograph, în care au experimentat ei, dar nu foarte mult, n-au mers prea mult în zona de balade. Cred că aici cu Holograph Supersonic este, cum să zic, începutul schimbării pentru formația Holograph, de la hard, hard and heavy la pop. Holograph Supersonic, pe albumul acesta îmi place foarte mult, ca așa vreau eu. E foarte agresivă chitara lui Romeo Dediu, îmi place, am bulit-o, linia erotică. Vreau o minune, piesă pentru nuntă. Ți-am dat un inel, piesă pentru nuntă. Nu era o baladă reușită. Unde ești? E de pe Holograph Banii Vorbesc și au refăcut-o. Dincolo de nori, o melodie cu care Dan Bittman a participat la Eurovision și o melodie foarte tare, Dincolo de nori. Și fac ce vreau, dar știu ce fac. Pe vremea aia erau ei cu prezervativele, cu Love Plus, cred, sau cu Durex-ul. Love Plus, am știut eu bine, am ținut eu bine minte. E un album ok, Supersonic, Holograph. Locul 6. Trecem la locul 5. Cum am zis și la formația Iris, din albumele cele 4 clasice, acesta Holograph 3 este cel pe care îl ascult mai puțin sau îmi place mai puțin. Holograph 3. Asta e un Flying V, cred că e de fapt chitara lui Randy Rhoads. În zona asta mergeau băieți, un album foarte 88, coperta albumului e foarte futuristică. Holograph 3. De pe albumul ăsta, Visul meu din zori, piesă ok, cine știe unde, foarte mișto. Speranța din sufletul meu, nu așa de mult. Pași spre viitor, la fel. Avem o singură lume, piesa preferată pe acest album a mea este Avem o singură lume. Te voi iubi mereu, o melodie foarte bună. Și în loc de bun rămas, care s-a transformat în ochii tăi, o baladă superbă. Bănesc cea mai cunoscută și cea mai ok baladă Holograph pentru majoritatea ochii tăi. Nuț Olteanu de la Iris la chitară. Uitați ce freze aveau băieții. Așa, Dan Bittman cu păr. Holograph 3, locul 5. Locul 4, Holograph 2. Este primul album cu Dan Bittman la voce, după ce a plecat Gabriel Cotabiță. Holograph 1, vom vorbi și despre acest album, care nu apare în acest top. Holograph 2, albumul galben. De pe acest album, fiecare clipă, care apare și pe primul album de aici, e refăcută, e cu Dan Bittman la voce. Umbre pe cer, o melodie foarte tare, o baladă foarte tare. Pacea nu e un simplu joc, Viața va învinge, Luminile rampei, cunoscută ca și piesa Sunt singur pe drum, ok. Luminile rampei, îmi place foarte mult piesa asta. Balada pescarului, balada pescarului amator, o melodie interesantă al lui Nuț Olteanu, scurtă și foarte tare. Lumea de vis, o melodie iarăși foarte bună. Și Vino, în maniera formației Van Halen, de-aia am și pus acolo vinilurile cu Van Halen și cu Bon Jovi, pentru că Holograful, dacă la Iris, la formația Iris, influențele din afară sunt clar Whitesnake, Judas și AC/DC, la Holograph influențele, pe lângă cele New Wave, Police, ușor U2, cea mai preponderent așa influențe sunt Bon Jovi și Van Halen. Ok, Holograph 2, un album foarte drag mie. Și ne apropiem, suntem pe podium deja, Holograph pe locul 3, Holograph 4. Și auzim solo-ul de la Om Singur, probabil top 5 melodii preferate ale mele, una din cele top 5 piese preferate, Holograph, Om Singur, îmi place foarte, foarte mult. Holograph 4 e un single, eu îl consider album. Sunt decât 4 melodii pe acest album, vreau să te văd zâmbind, oriunde te vei afla, poate că e noaptea. Cea mai tare piesă Holograph ever pentru mine, Forță Steaua, my man Ricky. Așa, și Om Singur. E un album reușit, Holograph 4, acest single, locul 3. Iar spre casă. Cum ar fi dacă ar cânta Cristi Minculescu în Holograph? Probabil voi face și clipuri de genul. Ok, și acum scurt și la obiect, Holograph pe locul 2, Stai în poala mea, este albumul din 1995, îl știți, cu coperta cu băieții dezbrăcați cu iepurași în poală. Din păcate nu mai am, deci albumul îl am, coperta albumului nu știu până am prăpădit-o, e singurul album de la care am luat autografe, deci pe care am luat autografe de la băieți. Dan mi-a scris pe toată coperta casetei, Dan, și mulțumesc mult domnului Bittman. Stai în poala mea, pe locul al doilea, îmi place foarte mult albumul, este cred că singurul album glam metal a lor și
unul din puținele albume glam metal din România, pentru că noi nu prea am avut glam metal, în afară de Compact, Holograph și ușor trupa Comando, de